această sală pentru a marca în aceste momente Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Se împlinesc 75 de ani de când lagărul de la Auschwitz a fost eliberat. Avem oficialități, avem ambasadori, avem rabin dintre noi și, în primul rând, avem supraviețuitori ai Holocaustului care au trăit acele momente crunte. Pentru început, îl invit pe președintele Comunității Evreilor din Zalău, Dan Haas, pentru a ne adresa un cuvânt de bun venit. Bună ziua, shalom și buhim halayim. Am onoarea în calitate de președinte a Comunității Evreilor din Sălaj să deschid această comemorare și conferință internațională dedicată Zilei Internaționale a Comemorării Victimelor Holocaustului. Ultimele voci. Dragi supraviețuitori, vă mulțumesc din suflet pentru efortul deosebit de a fi în mijlocul nostru și de a ne transmite suferința și tragedia trăită în lagărele naziste de pe întreaga Europa. Ne veți întoarce în istorie, în urmă cu 75 de ani. În această zi, în aceste zile, poporul evreu de pe întregul mapamondul ne comemorăm martirii de acum 75 de ani, care au fost uciși, împușcați, gazați, măcelăriți, spânzurați și arși de vii în lagărele morții naziste. Acei copii tineri, mame, tați, bătrâni și bunici, nu au morminte. Nu avem unde să aprindem o lumânare, să rostim o rugăciune, să punem o piatră la mormânt, ce semnifică, am fost aici, am trecut pe aici. Acești martiri au fost arși. Cenușa lor a fost azvârlită în râurile reci din sudul Poloniei. Datoria noastră eternă este să rostim rugăciunii, Ermalela Hamim, Kadish, ca memoria și amintirea martirilor să fie binecuvântată și sufletele lor să-și găsească liniștea în grădina Edenului. La eliberarea lagărilor de către armata sovietică, soții nu și-au mai regăsit soțiile, părinții nu și-au mai regăsit copiii și copiii nu și-au mai regăsit părinții și bunicii. Datoria noastră este să transmitem și de a arăta întregii lumi marea tragedie prin care a trecut poporul evreu. Azi suntem toți împreună cu un singur gând de remember, de a transmite tinerei generații de azi și viitoare prin mari profesori pe care avem azi în mijlocul nostru, prin instituții de învățământ, prin elevi și studenți, prin noi toți, că suntem foarte importanți toți care participăm la acest eveniment. Fără noi toți, împreună, nu putem să creăm această manifestare. Prin noi toți, că această pată neagră care a pătat globul pământesc, această rușine a omenirii, numită Holocaust, să nu mai se repete în niciun colț al lumii, în nicio țară, cu nicio etnie. Prin această manifestare dorim să arătăm întregii lumii faptele și ororile care s-au petrecut în lagre naziste. Așa cum știm că mame, copii, tați și bunici, repet, au fost transportați din întreaga Europa în vagoane de animale către infernul de la Auschwitz-Birkenau sau altele lagere a morții, unde erau debarcați și așteptați pe rampa de triere de către îngerul morții, dr. Mengele, să fie ștersă memoria și amintirea, care decidea asupra vieții sau morții. Flacăra lumânării să fie veșnică vie în memoria martirilor. Memoria și amintirea martirilor să fie binecuvântată. Doresc să aduc mulțumiri invitațiilor speciale. Excelența sa, David Saranga, ambasadorul statului Israel în România. Excelența sa, Kurt Meyer Glod, ambasadorul Republicii Federale Germane în România. Excelența sa, Andrei Grigveș, ambasadorul Republicii Belarus în România. Excelența sa, Igor Inușkin, ministru consilier al Ambasadei Federației Ruse în România. Excelența sa, Mile Laios, consul general al Ungariei în România. Domnul Cosmin Marcovici, domnul Kovács Zoltán, director cabinet în Ministerul Educației și Cercetării. Domnul viceprimar Nicolae Fasecaș
și întregii conducerii a primăriei municipiului Zalău. Îl așteptăm, prezența este pe drum în alt preasfințitul Andreea Nehuz, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului. Mulțumesc primului rabin Federației, Rafael Schaffer. Mulțumesc marilor rabin de Dej și din Bnei Brac, rabinul Panet din Israel, rabinul Tzvika Kfir, rabin al Brașovului și Timișoarei, președinților de comunități și membrilor de comunități din Oradea, Cluj, Siget, Dej, Satu Mare, Baia Mare, Târgu Mureș, Timișoara și alte comunități. Și personal îi doresc să-i adresez mulțumirile mele speciale pentru meu profesor universitar, dr. Lucian Nastase Covaci, care mi este alături ca de obicei. Manifestarea de astăzi este organizată de Comunitatea Evreilor din Zalău Sălaj, împreună cu Federația Comunităților Evreiești din România, Colegiul Tehnic Alexandru Papineu Ilarian, Zalău, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul de Artă Cluj-Napoca și sponsor Hotelul Grif. Și pe această cale vă mulțumesc tuturor pentru buna colaborare. Pentru că toți suntem înfurtați din acest eveniment, toți profesorii care în fiecare an și în fiecare ne strângem toți împreună să rostim o rugăciune, să aprindem o lumânare ca memoria și amintirea martirilor să fie binecuvântată. Vă mulțumesc! Iar acum îl invit alături de noi pe viceprimarul municipiului Zalău, domnul Nicolae Fazecaș, pentru a deschide această ceremonie. Excelențele voastre, domnilor ambasadori, membrii ai corpurilor diplomatice, doamnelor și domnilor, dragi elevi, îmi face o deosebită plăcere să vă urez un bun venit la Zalău, oraș cu o îndelungată istorie culturală. Doresc să le mulțumesc organizatorilor acestui eveniment, Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic și Comunitatea Evreilor din Zalău, pentru inițiativa de a organiza în orașul nostru conferința internațională Ultimele Voci Supraviețuitorii, mărturii din infernul lagărelor de exterminare naziste, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. 27 ianuarie este ziua în care comemorăm cele 6 milioane de femei, bărbați și copii evrei, precum și toate celelalte victime care au fost ucise în timpul Holocaustului. În acea zi, în urmă cu 75 de ani, forțele aliate au eliberat lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, unde au descoperit atrocități de nedescris. Ura împotriva aproapelui a fost transpusă în uciderea aproapelui. Pe măsură ce timpul trece și amintirile se estompează, este de datoria noastră morală, mai mult decât oricând, să ne aducem aminte. Nu putem schimba istoria, dar putem să ne asigurăm că generațiile viitoare nu se vor confrunta și ele cu astfel de urci intolerabile. Este dificil pentru orice democrație să accepte moștenirea unei cruzimi de nedescris, însă trebuie să rezistăm tentației de a ne ascunde de adevărurile dificile. Așa cum spunea câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, amintirea oferă o dimensiune etică tuturor eforturilor și aspirațiilor. Comemorarea face poporul și instituțiile noastre democratice mai puternice. Astăzi ne amintim ororile Holocaustului ca să nu le mai repetăm niciodată. Holocaustul ne arată potențialele consecințe ale politicilor care privează oamenii de drepturile fundamentale și încalcă demnitatea umană. Holocaustul și educația în domeniul drepturilor omului ne învață despre meritul de a fi buni cetățeni și despre rolul memoriei, repere atât de necesare astăzi. Consider că este de datoria autorităților locale și centrale să ofere un cadru propice dialogului între culturi, etnii și religii, între comunitatea majoritară și minorități, care la oaltă alcătuiesc patrimoniul nostru comun.
promovarea la nivelul societății a respectului reciproc, precum și combaterea intoleranței, a rasismului, antisemitismului și xenofobiei, reprezintă cel mai bun tribut pe care îl putem aduce astăzi memoriei Holocaustului și comemorării victimelor sale. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și fie ca memoria victimelor Holocaustului să rămână vie pentru totdeauna în conștiința noastră a tuturor. Vă mulțumesc! Domnului viceprimar al orașului Zalău, Nicolae Fazecaș, din partea Federației Comunităților Evreiești din România, va transmite mesajul președintelui, doctorul Aurel Weiner, domnul Robert Shore, directorul Departamentului de Cultură și Artă din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stimați supraviețuitori ai Holocaustului, excelențele voastre, eminențele voastre, reprezentanți ai comunităților evreiești din România și președinții acestora, reprezentanți ai corpului profesoral, dragi elevi, doamnelor și domnilor. Sunt în mijlocul dumneavoastră foarte emoționat și foarte onorat în același timp, în calitate de reprezentant al unei delegații a Federației Comunităților Evreiești din România, compusă din domnul inginer Felix Copelman, președinte al Comunității Evreilor din Oradea și membru în Comitetul Director al Federației, de prim rabinul Rafael Schaffer și de mine însumi, directorul Departamentului de Cultură. Doresc să vă transmit un scurt mesaj din partea domnului președinte dr. Aurel Weiner și din partea domnului vicepreședinte, domnul economist Ovidiu Bănescu, care și-ar fi dorit foarte mult să fie prezenți astăzi aici, dar din motive de agende suprapuse nu au putut să ajungă. Domnul președinte Dan Haas, împreună cu autoritățile locale, sunt absolut de stimat și de felicitat pentru eforturile pe care le fac ca acest eveniment să devină, iată, o tradiție, unul dintre cele mai importante evenimente comemorative ale Holocaustului din Europa. Este de asemenea de apreciat efortul constant pe care îl face în prezervarea conștiinței iudaice și amintirii victimelor Holocaustului. Semnificația celor 75 de ani o cunoașteți prea bine. Istoricii sunt în măsură să vă ofere mai multe detalii decât mine, dar este important ca fiecare dintre noi, uitându-ne în lumea zilelor de azi și recunoscând multe scene care s-au întâmplat acum 75 de ani, să fim atenți ca acele lucruri să nu se mai repete niciodată. Încă o dată, din partea conducerii Federației Comunităților Evreiești din România, vă adresez calde mulțumiri și vă mulțumesc pentru atenție. Domnului Robert Shore. Vom aprinde astăzi două seturi de lumânări. Primul set de lumânări va fi aprins de supraviețuitori și de câțiva ambasadori. O invit acum pe doamna Judith Mureșan de la Cluj, însoțită de Hannah Haas, pentru a aprinde prima lumânare. A doua lumânare va fi aprinsă de domnul Andrei Stern, însoțit de David Haas.
A treia lumânare va fi aprinsă de domnul Zoltán Blum, însoțit de Raluca și Iris Roșu. A patra lumânare va fi aprinsă de excelența sa, domnul David Saranga, ambasador al statului Israel în România. Cincea lumânare va fi aprinsă de excelența sa domnul Cord Meyer Clot, ambasador al Republicii Germane în România. A șasea lumânare va fi aprinsă de excelența sa domnul Igor Iniușkin, ministru consilier al Ambasadei Federației Ruse în România. Trecem la al doilea set de lumânări, iar prima lumânare va fi aprinsă de excelența sa Andrei Grinkevici, ambasador al Republicii Belaruse în România. A doua lumânare va fi aprinsă de domnul Mile Lajos, consulul general al Ungariei în România. A treia lumânare va fi aprinsă de domnul Nicolae Fazecaș, viceprimarul municipiului Zalău. A patra lumânare va fi aprinsă de doamna profesor Maria Pop, inspector în cadrul Inspectoratului Județean Școlar Sălaj. A cincea lumânare va fi aprinsă de un elev de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian. Iar cea de-a șasea lumânare va fi aprinsă de înalt preasfințitul Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în momentul în care va ajunge. Îi invităm acum pe copii, Hana Haas, Raluca și Iris Roșu, care vor aprinde o lumânare, iar Hana Haas va rosti o rugăciune în memoria celor 1,5 milioane de copii evrei uciși în Holocaust.
לזכרם של מיליון וחמש מאות אלף הילדים היהודים שנרצחו בשואה. זיכרונם לברכם. אמן. În memoria celor 1.500.000 de copii evrei uciși în Holocaust. Fie le memoria binecuvântată. Amen. Mărturiile celor supraviețuitorilor Holocaustului. Ne bucurăm să avem alături de noi patru supraviețuitori. Este vorba despre doamna Mureșan Kerdeș Iudit, în vârstă de 90 de ani, din Cluj-Napoca, domnul Andrei Ștern, în vârstă de 92 de ani, din Arad, și domnul Zoltan Blum, în vârstă de 93 de ani, din Oradea. Așa cum vedeți în programele de sală, a mai fost invitată doamna Sinetar Agneta Iudita din Israel și doamna Popescu Clarisa Haia din Oradea, dar din motive de sănătate nu au putut ajunge la Zalău. Îi invit acum alături de noi pe profesorul Lucian Năstasă Covaci și pe doctoranta Haia Haas pentru a dialoga cu supraviețuitorii. Vă mărturisim că n-am stabilit un scenariu pentru acest moment. Este și foarte greu. Trebuie să înțelegeți că supraviețuitorii, în general, sunt tacituri. Scuzați-mă că stau cu spatele dumneavoastră. Supraviețuitorii sunt tăcuți. Nu o să găsiți în niciun caz, sau în prea puține cazuri, când supraviețuitori ai Holocaustului sunt dispuși la destăinuiri. Pentru că ororile din acea vreme și maniera în care s-a produs ceea ce s-a produs ca o crimă industrială nu este ușor de povestit. De aceea este un real, cum să spun, șansă de a mai avea acum dintre noi. S-a vorbit de Iudit, prietena mea, ne cunoaștem de poate trei decenii. Credeți-mă că odată n-am întrebat-o o vorbă despre. Nici măcar nu i-am cerut să arate ca alții, pentru că l-avem pe domnul Blum, de exemplu. Deci n-am cerut niciodată măcar să-mi arate cineva tatuajul. Este ceva îngrozitor. Pe de altă parte, trebuie să vă mărturisesc că acest exercițiu al umilinței l-am trecut parcurs cumva anul trecut cu rabinul Schaffer, am fost și cu rabinul de Brașov și Timișoara, am fost într-un memorial al deportării la Auschwitz. Și este ceva ce nu se povestește, n-ai cuvinte. În general sunt două elemente despre care trebuie să vorbim puțin despre cifre. Este când spui au murit, au dispărut 6 milioane de oameni. Aproape că dimensiunea acestei cifre nu poți să o cuprinzi. Dacă ai spune că la colțul străzii doi oameni au căzut și au leșinat, imediat devii extrem de sensibil. Dar dacă vorbești de 6 milioane de victime, cifra aceasta este incomensurabilă. Nu poți să o percepi mental. De aceea este greu de discutat. Am să încerc să o provoc pe Iudit. Iudit Mudrășan are un nume și foarte frumos în maghiară, Kertész. Aș fi tentat să vorbesc mult și despre această simbolistică a numelui. Te rog, e originară din Cluj. Să vedeți ce s-a întâmplat. 18.000 și ceva de oameni au fost adunați din Cluj. Familia ei a locuit într-o zonă în care nu prea s-a făcut, adică nu au fost adunați evrei, nu s-a știut lucrul acesta. Ca atare, familia ei a fost turnată, ca să folosesc un termen de poliție secretă, ceva mai târziu.
Deci după ce au fost îmbarcați cei 18.500 de evrei spre lagărele morții de la Auschwitz și mai departe, Birkenau, ei abia după aceea au fost ridicați și internați la poliție, trimis spre Budapesta, dar poate ar fi bine să vă spună ea toată această pățări cât de cât. Te rog tare mult, Iudith. Să aveți grijă, ea este emotivă, este chimist la bază, a zis că ea vrea să vorbească în picioare și îți mulțumesc pentru acest respect față de sala care te ascultă. Te rog. Îmi cer scuze dinainte pentru eventualele poticniri, totuși vârsta mea e vârstă și se întâmplă să nu vină pe limbă cuvintele pe care le oferesc. După cum ați auzit, noi am început atunci când deja ceilalți evrei din Cluj au fost duși din Cluj. Ghetoul era deja gol. Când a venit după noi un polițist bătrân cu bicicletă și ne-a luat de acasă, pe jos, să ne ducem ceea ce putem cu noi, ne-a dus la poliție, probabil că din omisiune nu ne-au luat atunci când aveau sarcina să ridice pe ceilalți evrei. Am încercat să recupereze omisiunea, pentru că la poliție ne-au ținut mai mult de o săptămână, zilnic bătându-ne, vrând să afle ce știm despre eventuale alți evrei rămași în Cluj. După aceste bătăi încerc să iau puțin mai telegrafic pentru a mă putea opri la acei oameni care pentru mine înseamnă esențialul în asemenea comemorări, și anume oameni care, prin profesie sau alții ca partea populației, au fost tot timpul asmuțiți contra evreilor, în primul rând, dar și a țăranilor și a altor diferiți din punct de vedere etnic, și care și-au păstrat totuși omenia. Când zic că și-au păstrat omenia, înseamnă că au chiar riscat. Numai pentru a putea exprima solidaritatea, chiar pentru a încerca să ajute. Și aș vrea să mă opresc la câteva din aceste persoane cu care, probabil din cauza aceea, am reușit să mă întâlnesc, pentru că n-am fost duși pe traseul foarte bine pregătit, bine pătătorit al tehnologiei de exterminare fizică, și fapt pentru care, datorită și ajutorului moral, dar și ajutorului fizic, sunt astăzi aici ca să vă pot povesti cele trăite. Într-adevăr, după cum mi-a zis prietenul meu, Lucian, foarte greu povestim. Au trecut 10 de ani până am început primele povestiri. Faptul că am ocazia să dedic acestor oameni cu o mare această comemorare îmi ușurează sarcina. Pe scurt, încerc să fiu telegrafic, pentru că mai sunt multe evenimente în această seară. De la poliție am fost duși la lagărul de concentrare Kiștorcio, de unde pe mine mai repede, pe părinți mai târziu, i-au eliberat cu ședere la Budapesta. Pentru asta trebuie de știut că guvernul de compromis Lakatos, care și-a dat seama că războiul e pierdut, încerca să scape cât mai ușor în fața dării de seamă despre cele efectuate de către autoritățile maghiare de atunci. Ar fi fost mai ușor de supraviețuit, deși la Budapesta noi nu aveam nicio cunoștință, nu aveam nicio rudă acasă la Cluj, nu aveam dreptul să ne întoarcem și nu aveam nicio fel de sursă de venit. Cu toate acestea, până nu s-a întâmplat puciul Niloșilor în 15 octombrie, lumea era cât de cât liniștită. Chiar dacă era cu lipsuri sau cu lipsă de alimentație. În 19 octombrie, deci imediat după puci, au fost ridicați din casa cu stea galbenă în care am stat noi, bărbații. Și atunci l-au dus pe tata, pe care nu l-am mai văzut niciodată.
Peste o săptămână ne-au ridicat pe noi și ne-au dus pe același drum, tot pe un, într-un marș al morții, dar noi n-am ajuns așa departe. Și aici nu știu cum să fac, să povestesc mai întâi pe scurt ce s-a întâmplat și pe urmă să mă opresc puțin la fiecare dintre acești. Microfonie. Chiar pentru tine suntem aici, tu ești personajul important, de aceea te rog să nu faci economie la timp. Te voi întrerupe eu când cred că e dar timpul. Despre acești oameni mă simt obligată. Te rog, tocmai de asta, simte-te. Nu mai știu unde am rămas. Deci am rămas la faptul că pe tata l-au dus și pe noi, pe noi femeile nu ne-au ridicat încă. În această săptămână, ăsta e primul om de omenie, un om de rând, pe care nu pot să nu-l pomenesc și să nu mă apuce lacrimile. A venit un străin care l-a întâlnit pe tata în marșul acela pe șosea, unde mergeau mii de oameni, încet, conduși de niște, nu știu cum se numesc, gardă națională, parcă așa se numeau, și care nu lăsau să se îndepărteze de șosea pe nimeni, nici că dacă aveau probleme de orice natură, așa că încât era o umilință și psihică și umilință umană, ceea ce trebuia să suporte acești oameni pe care l-am cunoscut pe urmă noi. Am făcut o divagație pe care nu vreau să o continui. Deci a venit un om străin și ne-a adus din partea tatei cu care s-a întâlnit pe șosea ceasul lui de buzunar, doxa, verigheta lui și un al treilea, nu-și mai țiu minte ce era a treia comoară pe care ni l-a trimis prin el ca să ne cumpărăm ceva de mâncare. Acest om ne-a căutat, deși nimeni niciodată n-ar fi căutat asupra lui vreuna din bunurile lui tata. Nu știu ce l-a mânat, numai omenia, altceva nu. Și îi sunt foarte recunoscătoare pentru că el mi-a dat încrederea în oameni, chiar după cele pe care le-am trăit. Nu știu dacă a supraviețuit războiului, nu știu cum se numește, nu știu unde, ce s-a întâmplat cu el. Cert este că, pe urmă, peste o săptămână după tata, ne-au luat și pe noi și trebuie să era sfârșitul lui octombrie, era ploaie, cât ger, ne-am plouat tot timpul, n-am primit nimic de mâncare. Trebuia să golim rucsacul pe care era total udă și foarte grea și care nu era impermeabil. Erau și dizinterii, deci era un lucru groaznic. Odată am dormit în piața de vite, culcându-ne, adică așezându-ne în noroi și dimineața nu ne-am putut ridica pentru că eram prins în gheață. La Gâlniu, de pildă, am dormit pe Dunăre într-o propriu zis, era chiar în interiorul Dunării, șezând într-un vas de, scapă numele, cum îi zice, un vas din acesta de transport, un șlep. Și care toată noaptea, deși ședeam, nu puteam să ne întindem, dar nu puteam ațipi deloc, pentru că picura vasul de condens, picura apa de condens, datorită faptului că eram foarte mulți acolo. Deci, acestea ar fi fost timp de două săptămâni, am mers până la graniță, la Hedesholm, unde tot acest marș trebuia să treacă granița în ziua următoare și să ajungă la Auschwitz sau, după câte am aflat ulterior, poate la Buchenwald, de-a dreptul. Și aici ajung la cel de-al doilea personaj față de care trebuie să
îmi exprim recunoștința pentru că îi datoresc faptul că sunt aici acum, faptul că am familie, că am copii, că am nepoți, că am strănepoți și faptul că n-am terminat cu viața la 15 ani ca marea majoritate a colegilor mei de la Liceul Evreiesc din Cluj. Asta s-a întâmplat la graniță, deci, în orașul Hegeșvalon, unde am fost cazați regește, ar zice eu, într-un hotel de lux, care nu era altceva decât o cocină de porți, nu cocină, ci mai degrabă fermă, că era foarte mare, cu multe boxe, și în fiecare boxă am stat câte 5-6 oameni. Zic că era lux, pentru că era și baie înăuntru, am putut desface ghetele și la un moment dat se citesc niște nume la intrarea în baraca asta, care de fapt era fermă de porci. Și mama zice la toți cei care eram în boxă, haideți către ieșire. Eu nici n-am vrut să aud, dar până la urmă am ascultat-o pentru că era părinte și trebuia să-și valorifice voința. Acolo era un civil de la ambasada elvețiană care citea o listă de nume. Listă de nume a oamenilor care se bucurau de șuțpasul statului elvețian. Șuțpas adică protecție, foaie de protecție, cum ar fi în traducere absolut liberă. Ăla ne întreabă de ce am venit către poartă și mama, cum ne cheamă? Și mama zice numele și a zis, mergeți înapoi pentru că nu v-am strigat numele. La care jandarmul cu pană de cocoș care păzea intrarea i-a zis, dar nu vă e tot una dacă duceți mai mulți decât care mi-ați avut pe listă. La care civilul zice, haideți cu noi și astfel s-a întâmplat că sunt astăzi. La 90 de ani încă aici și n-am terminat-o la 15. Nu știu despre el, nu știu dacă a supraviețuit sau nu, dar el efectiv ne-a salvat viața. Nu zic că s-au terminat cu aceasta toate suferințele, pentru că toți ceilalți, deci noi prin aceasta am fost trecurați printre cei care aveau vreo rudă în Elveția sau nu știu cine a aranjat aceste protecții. Dar toți am fost duși la gara din Hegeșvalo, Nikolsdorf se numește, partea austriacă. Toți am fost introduși într-un vagon de vite, închiși cu lacăt și trimiși înapoi, dar ma ce diferență, în loc să ne ducă către Apus, ne-a dus înapoi spre Budapesta. După un lung drum și foarte greu, pentru că ne-am întâlnit aici, începând cu păduchii de toate felurile, cu râie, cu oameni bolnavi de dizenterie, cărora le-am făcut loc, că trebuiau să se întindă, mai ceilalți am fost foarte, foarte adunați. Astfel că, în sfârșit, după toată perioada asta, fără să primim nimic de mâncare, într-o gară, cred că era la Dör, din partea Vaticanului, s-au introdus prin gemulețul mic al vagonului de vite, s-au introdus pe câte o bucată de carton, un cartof fiert și o bucată de grăsime. Pentru a putea să-l mâncăm, aveam nevoie de loc, așa încât nu l-am consumat imediat, ci când am vrut să ne așezăm să-l mâncăm cu foarte, foarte mare secreție de salivă, am văzut că cei bolnavi au vomat sau altceva, altă secreție, au produs peste această mâncare și ne-am dat seama că nu e voie să o mâncăm și nu l-am mâncat. Era o suferință groaznică, nu l-am mâncat. Am ajuns, după o foarte lungă vreme, cred că două zile, nu știu, nu mai țin minte exact, la gara din Kellenfeld. La gara din Kellenfeld și se oprește trenul și noi tot așteptăm să vină cei de la consulatul elvețian să ne ridice. N-a venit nimeni de la consulatul elvețian, n-a venit nimeni. Și după ore întregi de așteptare, la un moment dat,
se aude un ciocănit puternic. Vedem că se deschide ușa, dar nu stă nimeni în față. Și că, căutând cu ochii cine putea să ne deschidă ușa, am văzut un soldat german, un wehrmachtist, care mergea de-a lungul trenului, nu se uită înapoi, cu patul puștii lovește un alt lacăt pe un alt vagon, se deschide și acolo ușa și curg merele pe peron. Și el tot nu se uită în spate și merge mai departe. Iată, asta e deja al treilea un soldat german. Deci primul era un civil, al doilea era cel care era însărcinat cu paza noastră. Ăsta era un soldat german care și el s-a jucat cu viața. Asta era un risc mare pentru el, să dea drumul la niște evrei împagonați și să le și dea de mâncare. Și încă mai este unul de pe care aș fi vrut să-l pomenesc, și anume, continuând povestea, am fost deci eliberați din vagon și atunci imediat cei care se bucurau efectiv de suțpas au dat telefon la ambasada elvețiană. Nu știu ce s-a întâmplat, că în loc să vină ambasada, au venit niloșii și ne-au dus la casa niloșilor. Probabil că atât a putut face statul elvețian să scoată câțiva oameni din marșul morții, dar altceva n-au putut face. Și atunci aici mai intervine un om care nu ne-a ajutat, poate chiar eu l-am ajutat mai mult, dar care dovedește fața umană a celor care au fost un niloș în uniformă, în uniformă de niloș, și care prin poziția lui era sortit și el, ca și jandarmul și soldatul, să ne urască și să facă tot ce poate. Se uită la mine și mă întreabă câți ani am. Și când i-am zis 15, a aruncat pușca în colț, a stat pe genunchi în fața mea și a pus capul în poalele mele și a început să plângă cu hohote, un copil de 16 ani. Și de ce s-a apucat plânsul? Pentru că spunea că are o soră de vârsta mea și când a fost ridicat să-l facă niloș, a văzut cerul la Senteș, roșu, și cine știe cine a ars în casa familială, cine nu, nu știe ce s-a întâmplat cu sora. Deci s-a pierdut cumpătul total. Eu l-am mângâiat pe cap, i-am spus că probabil că e bine sora și n-a pățit nimic, și el și-a riscat. Dar risca fără să poată ajuta, risca numai ca să se ușureze pentru că a suferit cumplit. Și după ce am fost de la Niloș, de la casa Niloșilor de pe Odrașiu, de unde nu ne-am mai putut reporni către Austria pe jos, pentru că era deja înconjurată Budapesta, și atunci ne-au băgat în ghetoul din Budapesta, unde am stat aproape 3 luni, dintre care timp de 7 săptămâni n-am mâncat absolut nimic. Adică, pardon, ceva am mâncat atunci când am nimerit câte un obuz în casă și au căzut ceva lemne de pe etajele de sus, atunci puteam să facem un foc și unica mâncare pe care am găsit-o în locuința asta din ghetto a fost cafea cicorie. Și atunci băbeam o cafea cicorie fără zahăr. Dar asta nu s-a întâmplat zilnic. Deci timp de 7 săptămâni, practic nicio calorie, nu știam că se poate supraviețui. Probabil că faptul că aveam apă, apă aveam cât aveam nevoie, ne-a ținut în viață și faptul că eram împreună cu mama. Că asta contează foarte mult, pentru că în clădirea vecină, în curtea clădirii vecine, era o baie comunală și acolo era un deal de morți de inaniție și noi arătam la fel ca ei. Nu mai țin minte exact ianuarie cât, dar foarte aproape de data eliberării Auschwitz-ului, ceva mai repede, cam că o săptămână mai repede, am fost eliberați. Și anume de Armata Roșie, pe care a urcat din adăpost, în adăpost avansau și au urcat din pivniță.
Și când am văzut că apar în curte, atunci eu nu mai puteam de bucurie și sigur că eu nu știam că trebuie să te ferești de o armată care luptă pe front și care nu ține cont, face foarte multe lucruri groaznice. Și m-am putut înțelege cu unul dintre ei, un basarabean, și ei erau cel puțin tot așa de surprins. Noi nu eram surprinși, noi eram fericiți, dar ei erau surprinși când se așteptau să urce din pivniță și să găsească acolo eventual o rezistență armată și în loc de asta să găsească niște schelete fericite că au fost eliberați. Fapt pentru care, și aici sunt ultimii pe care țin să-i amintesc, ultimii a fost tot, nu știu ce unitate era, habar n-am avut nici atunci, cât de mare, dar probabil că erau mulți, pentru că în acea noapte s-a distrus și locuința noastră, care era la parter, deci toate celelalte, dar în total 56 de obuze au primit casa aceea din ghetto. Când am urcat din adăpost dimineața, nici urmă de armată rusă, în schimb am găsit câteva vase, așa mari, de gulaș, extraordinar de bun, și nu știu câte pâini. Am fost 156 de persoane în casă, toți am mâncat cât am putut, nu că am mâncat o porție, cât am putut și toată lumea s-a îmbolnăvit. Cineva m-a întrebat odată dacă n-a murit nimeni, nu știu, că a trebuit să părăsim casa, acolo n-aveam unde să ne mai culcăm și am pornit în lume. Cineva ne-a primit în casă, de unde eu, în loc să zic mulțumesc, am furat cu degetul de pe plită brăndaș care se pregătea acolo și eram fericită pentru că am reușit să înghit înainte de a reveni gospodina în încăpere, încât am rugat-o pe mama că atunci când o să ajungem cândva acasă și vom avea ce mânca, o să-mi facă din 2 kg de făină răntaș și o să mănânc singură. Sigur, nu trebuie să vă spun că n-am mai trebuit să o să țină de cuvinte. Dar până am ajuns acolo încă era foarte greu. După aceasta v-am străduit să vă spun repede tot ce s-a întâmplat. Multă, multă suferință. Dar ceea ce voiam să vă adaug este că deși acești oameni care s-au dovedit a rămâne oameni, mi-au dat multă încredere. Nu pot să mor liniștită acum. Nu pot să mor liniștită pentru că, pe de o parte, când mă gândesc tot în Ungaria, știu că antisemitismul, ura țiganilor, a migranților, este în floare, dar nici la noi nu-i mult mai bine. Poate că un pic mai bine, dar ce pot să spui când în lege există, toată lumea este egală în fața legilor datorită tradițiilor Uniunii Europene, dar nimeni nici nu-și pune problema să oprească cântece, cum ar fi de pildă, noi suntem stăpâni aici, nu știu cine noi și nu știu cum vine, cum poate fi acest lucru adus în consens cu egalitatea în fața legilor. Ce fel de egalitate e aceea când unii sunt stăpâni și alții nu? Și atunci cu ce drept pot aștepta ca să fie cetățean loial unul care e mai puțin stăpân? Din cauza asta, tocmai pentru că văd foarte multe fețe tinere, vă rog din suflet, nu vă lăsați asumțiți contra niciunui fel de